Eu am pierdut. Nu? Nu. Nu? Eu, ok. A, că am avut plasă, da. Maică ta e ca hârtia igienică în două straturi. Proastă, dar îți faci treaba cu ea. Odată maică ta a mers cu trenul, a țipit, i-a căzut capul într-o parte și a derăiat trenul. Maică ta zici că a făcut facultatea de construcții la cât de bine face trotuarul. Maică ta era așa grasă că atunci când mergea în tabără la munte, ea stătea singur în jurul focului. Știi care e asemănarea dintre măta și salamul de porc? Amândouă se consumă pe șantier. Maică ta e așa largă că atunci când vrei să o fuți, arunci o piatră înainte și asculți. Știi de ce maică ta nu se spovedește? Că nu e obișnuită să vorbească când stă în genunchi. Maică ta era așa săracă că atunci când te alăpta pe tine, sugea și ea din cealaltă țâță. Maică ta e ca un tractor. Se mai neacă, dar termină tot câmpul. Știi de ce maică ta urăște Paștele? Pentru că e singura dată din an când trebuie să plătească ea atunci când ia mielul. Știi ce apreciez eu cel mai mult la maică ta? Pizda. Ca să-și găsească un loc de muncă, maică-ta și-a făcut 3 găuri în plus față de cele 3 pe care le avea deja. Așa, cu 6 găuri, au angajat-o ca masă de biliard. Gata? Da, da. Yes! Așa, gata? Gata. Hai. Ești pregătită? Da. Hai. Mama ta are pula așa mică. O, da, mi-ai și pula. Mă, are dita mai pula. Așa. Hai. Hai. 2, 3 și. Oh, 2, 3 și. Te-am văzut cum începi. Mama ta e atât de grasă încât când era însărcinată cu tine, te hrănea prin placintă. Măi, că ta-i atât de urâtă, că atunci când s-a dus să-și epileze mustața, a costat-o dublu, că avea și cioc. Mama ta-i atât de proastă, încât în timp ce se uită la Tom și Jerry, face... interesant, nu știam. Nu mă nervezi! Măi, că ta e ca un boy band românesc. Are 3 băieți în ea și e terminată. 3 sud-est. Ceva. Da. Mama ta nu e doar grasă, urâtă, terminată, vai morții ei. Ea și, e și un trendsetter. De exemplu, ea a pornit toată moda asta cu bărbile. Care barb. Am zis și eu care cioc mai devreme. Păi da, e vina mea. Maică ta... Te uiți la mine? Da. Maică ta e atât de grasă că atunci când strănută se dă înapoi jumătate de metru. Casa poporului. Casa poporului. A, casa poporului era gluma. Am zis-o prost. Mama ta e atât de urâtă că înainte să se nască ea, nu exista vorba pula n-are ochi. Și da, știi că e vorba aia, lasă, e urât. A, pula n-are ochi. Nu știu. Ok. Sau când te-ai născut. Nu mai știu. Când te-ai născut. Vio. Da. Maică ta e atât de proastă. A crezut că tabla mulțirii e o masă pe care te fuți. Ai văzut? Când în școală mama ta era trimisă în banca ei, se spunea, n-a la loc! Maică, ta e atât de grasă care e interfon. Pe ea, ai interfon, pe ea! Și sun și... Și intri! Și zice, intră!
La când mama ta și tatăl tău au ieșit la prima întâlnire, tatăl tău i-a spus așa: dragostea este genul de copac ale cărui fructe nu cresc pe crengi, ci la rădăcină. Și ea a zis: îmi place pula. Eu eram acolo și de asta. Maică-ta e atât de târfă că s-a apucat de video chat și l-a terminat pe tot. Înțeleg. Gata? Da, asta. Un, doi, trei și... Ok, încep eu. Dă-i. Mă, ta e atât de grasă că orice poartă e transparent. Mă, ta e atât de proastă că are șanse să ajungă prim-ministru. Mă, ta n-are cabină de duș, are o hală de duș. Okay. Nu e grasă, dar e doar proastă. Okay. Am văzut-o ieri pe mama ta. Am salutat-o, nu m-a văzut. Că tasau unii asfaltul cu ea. Mă, ta e atât de grasă încât transpiră și dacă mută pe Eurosport. Okay. Mama ta e atât de grasă că atunci când mănâncă salată, să cacă balot. Mă, ta e foarte proastă. După liposucție, grăsimea pe care au scos-o din ea se numește unt de lemn. Mama ta e atât de proastă că atunci când a divorțat de taică tău, a mers la un avocado. Nu vreau să zic că mă ta e curvă, dar am luat gonoree de la un post de-al ei pe Instagram. Mama ta e așa de grasă că nu se cacă, cheamă vidanja. Mă, ta e așa grasă că îi trebuie GPS să se spele peste tot. Care e asemănarea între o casă și mă ta? Când termină muncitorii cu ea, o lasă la alb. Asta a fost. Aia a fost. Pula, am pizdat, încep tu. 2, 3, 3. Ce faci? Hai cu totul. Cine a pierdut? Tu. Încep eu, adică nu? Da. Așa. Bă, tu nu mai ții minte asta, dar maică ta e atât de proastă, încă la prima ședință cu părinții, a venit cu părinții ei. Maică ta e ca Mega. Dacă intri în ea, sigur e ceva. Știi de ce oscilează maică ta între greutăți? Pare 102, 104 și 106 kg? Că e singura ei șansă să fie cu soț. Maică ta mi se pare o persoană echitabilă. Adică merge călărit. O să dat calul. Și are față de cal. Și pula și așa. La cur. Bă, maică, te-ai atât de nespălată, încât eu trăgeam pe întuneric în misionar și am crezut că suntem în 69. Astăzi maică ta mi-a dat papuci. Cine zicea că femeile nu pot fi dresate? Știi de ce la nunți și botezuri hora se face în jurul umăta? Să poată să o cuprindă, în caz că trebuie să-i facă manevra Heimlich.
Maica ta a făcut 3 avorturi. L-a făcut cu garnitură de legume. M-am sfătuit-o pe maică ta să urmeze o carieră de model pentru pozele alea înainte. Maică ta o suge ca WC-urile din tren. A venit perfect asta. Mă, nu știam că maică ta e developer. Tocmai mi-am programat un bot la ea. Maică ta a subt-o atâta că ai răgușit și tu. Asta a fost? Știi care e diferența între maică ta și un tir plin cu bere? Pe tirul ăla l-așteaptă cineva. Măta e atât de grasă încât nu există glume cu mătaie atât de curvă. Maica ta e atât de grasă că nu merge trasă în vid. Mătaie atât de bătrână încât are buletin de sarmisegetuza. E o localitate știu, veche. Da, știu. Am văzut un edumeniu. Nu, era mamă. Maica ta e atât de proastă încât credea că atletismul e o boală. Mă, te-ai atât de proastă încât a vrut să pune Discovery la pick-up. Ok. Maica ta e atât de grasă că influențează prețul mezelurilor. Mă, te-ai atât de bătrână și de proastă încât a inventat muia pe gratis. Nu ce risc, nu e o glumă. Maica ta e ca un automat de cafea. Dacă e prea mototolită, bagnota o scuipă înapoi. Măta e sigur dislexică. A crezut că îi dau 1 milion să-mi facă meiu și apoi să o iau la Paul. Paul, exact okay, asta a fost și reacția mea. Da. Știi care e diferența între maică ta și un restaurant? Maică ta nu-și rezervă dreptul de a selecta clientela. Mă, te-ai atât de curvă că dacă nu închizi bine toate geamurile, i-o trage curent. Da.